Bună, dragi prieteni! Suntem alături din nou de Părintele Pimen, starețul chiliei intrarea în Biserica Maicii Domnului, din Schitul Lacu, evident, Sfântul Munte Atos, căruia îi mulțumim. Bine ați revenit! Îi mulțumim că... În primul rând, Maicii Domnului, să-i mulțumiți că ea e șefa, cum se spune, directă. Așa este. Vă mulțumim pentru că am revenit într-un timp relativ scurt, cu o temă formată din mai multe teme, este o sinteză, am intitulat-o Nu avem nicio scuză. Și pe parcursul dialogului nostru cu toții vom înțelege de ce nu avem nicio scuză și mai ales de ce nu trebuie să căutăm scuze. Aș începe discuția noastră dintr-un loc în care cred că cu toții ne împiedicăm, și anume relația noastră cu copiii. Căutăm tot felul de scuze, tot felul de justificări, mai ales în momentele în care considerăm noi că rodul iubirii noastre privește într-o altă direcție. Intrăm în conflict, copiii nu mai răspund comenzilor noastre, în ghilimele, evident. Și noi ca părinți avem de multe ori reacții suficient de imature ca să realizăm că, de fapt, o lungă perioadă de timp noi nu am făcut altceva decât să căutăm scuze în a nu fi în preajma lor, în a nu fi alături de ei exact atunci când au crescut și s-au dezvoltat. Ce scuze avem? Scuze. Scuze găsim, dar nu avem. Deci ce se întâmplă? Vedeți, la om, întotdeauna este o vorbă în popor, întotdeauna trage foc la oala lui. Deci face asta pentru că vrea să-i fie bine lui. El se simte bine, el să fie odihnit, el să fie sătul, dacă are chef să distreze, să poată distra. Deci omul a ajuns foarte egoist. Se gândește la el. Și atunci când vine un copil, îl iubește, normal. Dar când vede copilul ăla plânge noaptea, când vede că e greu, începe să uite în toate direcțiile, valeu, mi-o stricat viața. Că mulți privesc și prin prisma asta, că uite ce bine mi era înainte, de asta mulți se opresc la un copil, la doi, că li se pare că li s-o deranja viața aia frumoasă, care puteau să distreze, să plece la orice oră, să întoarcă când vor acasă, când nu-i aștepta nimeni. Și de aici pleacă, chiar de la început, deci nu-și fac timp pentru copii. Pentru că ce se întâmplă? Chiar scopul nostru aici pe pământ, ce au spus, creșteți și vă înmulțiți. Deci e poruncă. Și de asta, să zice, porunca asta începe să fie împlinită la 3 copii în sus. Pentru că și vă mulțiți, adică nu doar mențineți, vă mulțiți, dacă 2 se nasc și 2 mor, acotunii nu e înmulțire. Deci a mulți populația a fost o poruncă, nu ceea ce țipă toți acum, că prea multă populație trebuie să scadă populația. Nu, e o poruncă de la Dumnezeu, creșteți și vă mulțiți. Asta înseamnă că Dumnezeu are loc pentru a fi nu 8 miliarde, 180 de miliarde dacă e nevoie, pentru că toate pustiurile alea Sahara dă Dumnezeu ploaie și o să poată locui oamenii și în atâtea locuri. Deci nu-i vorba de așa ceva. Dar omul întotdeauna se gândește la el. De aici pornește tot egoismul. Și atunci nu-și face timp nici de copil. Lucrează câteva ori, vine acasă și vede că copilul are și el vârsta lui, să zicem, o depășit aia în care trebuie să stai noaptea să-l legi. A început să aibă întrebări la 2-3 ani și începe, tati, mami, de ce e asta, de ce e asta, lasă-mă că s-o obosit, nu știu ce. Și repede i-ai pus tableta în față, i-ai pus televizorul și s-a rezolvat treaba. Și tu poți stai liniștit la meci, poți să te duci cu prieteni la o bere, că dacă i-ai pus tableta în față, 4-5-10 ori el nu se mai mișcă de acolo. Și trec ani. Și la un moment dat trezești că la câțiva anișori mai mari, copilul începe să fie, să trântească, îi spui una, face alta, cu toate, domnule, ce-i copilul meu? Ce-i apucături? Că eu n-am avut așa ceva. Da, dar tu ai trăit într-un timp în care părinții nu ți-au pus tableta în față, te-au pus la punct când a fost nevoie, tu n-ai avut timp de așa ceva. Poate ți-au răspuns la întrebările care le-ai avut, tu n-ai avut timp să-i răspunzi la copil. Și atunci cine îi răspunde? Telefonul, tableta, televizorul? Strada. Strada, anturajele, mai ales după ce începe să ducă la grădiniță, la școală, și atunci el ia ce îi se spune că e bun de acolo. Și tu ai pierdut anii ăștia. Deci cel mai valoros lucru la om e timpul, care nu mai poți să-l câștigi. Ce s-a dus, s-a dus. Ei, și dacă copilul ăla a crescut,
și tu n-ai avut timp de el, nu ți-ai asumat responsabilitatea, cum spune acolo că părinte nu e numai cel care naște, cel care îl crește cum trebuie. Și atunci tu nu ți-ai asumat responsabilitatea să-l crești cum trebuie, să-i fii alăturea, să renunți la timpul tău, să renunți la anumite, poate, plăceri ce ai tu acolo, toate astea să-ți faci timp de copil. De 1, de 2, de 3, de 10, cât ți-o dat Dumnezeu. Și în felul ăsta, nu numai că crești copiii frumoși, buni pentru societate, ca să meargă mai departe, nu să aruncăm toată ziua cu noroi, că e rău primarul, că e rău președintele, că e rău ceala, dar noi contribuim la dărâmarea țării noi înșiși, fiecare prin creșterea copiilor, prin ceea ce facem. Și spunem că-s răi aceia, dar aceia au avut și aceia o mamă și un tată. Așa au fost crescuți. În felul ăsta poate au fost crescuți. Și lucrează după cum au fost crescuți. Poate copilul tău ajunge la fel într-o funcție și o să facă și mai rău. Și toți o să-l înjuri datorită că tu n-ai avut timp să-i explici ce-i bine și ce-i rău. Și este, mă rog, a intrat cumva așa în obișnuința noastră, din păcate, o justificare aproape infantilă. Foarte mulți spun, dar eu i-am dat bani, dar eu i-am oferit tot ce avea nevoie. Da. Cu excepția nu tot unui ce avea lucru, nevoie. Cu excepția unui singur lucru. I-a oferit tocmai ce-l distrugea. Deci dacă i-ai dat banul, de ce nu i-ai explicat ce să facă cu banul? Ce înseamnă banul? Cum se câștigă banul? De ce nu ai arătat cum se câștigă banul? De ce nu l-ai luat cu tine unde munceai tu și pe ogor sau într-o fabrică sau ai o afacere undeva? Să vadă cum se câștigă banul, să vadă cum se ostenește, cum tare. Adică, zice, copilul nu-i da peștele. Zice, dă-i undița și învață-l să prindă peștele, că atunci o să descurci în viață. Noi greșim, noi, vai, lasă copilul să nu facă nimic, lasă că are de învățat, lasă cu tare. Nu, copilul are nevoie de responsabilitate în casă, de mic. Timp de joacă, timp de școală, dar timp de făcut o treabă în casă. De dat cu mătura, de ajutat la o treabă, dacă e la țară, la ceva treabă. Deci copilul trebuie în așa fel ajutat să înțeleagă cu orice lucru și să pune pe masă, ce așa e câștigat cu sudoare. Și să vadă și el un pic acolo, nu să-l tiranisește acolo, dar un pic să vadă și el. O oră, o așa, să vadă și el ce înseamnă osteneala, ca să înțeleagă, să apreciază lucrurile astea. Dacă e fetiță pe lângă mama, la bucătărie, la una alta, deci permanent să participe la lucrurile astea, că atunci o să aprecieze. Că am întâlnit părinți care aveau copii la 20, așa, vai, dar nu i-am pus la nimic să învețe, da? Eu zic că i-ați distrus. Zic că aceia nu o să fie niciodată bun pentru societate, că ei nu știu să fac, în afară de școala aia ce au învățat, ei nu știu să facă nimic în viață. Dacă e băiat s-o căsătorit, o să norocească o fată, dacă e fată, o să chinuiască un băiat. Deci asta se întâmplă. Deci trebuie crescuți exact cum trebuie, adică să înțeleagă tot ce se întâmplă în societatea asta și asta înseamnă să-ți faci timp de el să-i explici. Vine de la școală cu anumite lucruri, ce au auzit, mamă, tată, dar de ce e asta, măi, uite de ce, ăla au fost crescut așa, ăla așa, ăla așa, adică de unde se trag lucrurile astea, că știu la o familie chiar de aici, din Atena, care i-am cunoscut de mici, de la primul copil, cum ziceau, 6 copii, deci mama i-a învățat așa, orice să-i spui, deci așa a făcut timp de ei tot timpul. Și întotdeauna când copiii venea de la școală, îi lua în jurul ei să-i povestească totul. Și copiii povesteau. Ce au auzit, și prostii, și tot. Și ea începea să le explice. Da, și copiii, până au ajuns mari la liceu, nu au avut niciun telefon, nu au avut nimic, au înțeles ce efect are telefonul. Și abia după aceea, când aveau nevoie, depindea la școală, au început ușor, ușor. Dar premianți toți la școală. Aici, în Grecia, în Atena, într-o școală, unde toți cu meditația lor, fără meditații, premi întâi pe linii toți. O crescut cu mintea curată. Fără toată nebunia asta a mass media, fără televizor în casă, fără nimic de astea, da? Și-o ajuns foarte la o capacitate. Chiar băiatul are cumva ca o echipă acum la liceu, avea de robotică, și locutoi în Grecia. De cei 5 copii acolo care s-au organizat, adică cât de mult li mergea mintea. Da, și pot avea cu totul pot alte să inventeze, să facă, să așa, adică, deci... Mama a fost permanent între ei. În fiecare seară le citea din viețile sfinților. Copiii în jurul ei și da, mama a obosită după o zi și a dormea cu cap pe carte. Mamă, n-ai terminat. Să vedem cum s-a încheiat cu Sfântul. Cu tare o trăgeau ei de mânică. Deci a fost prezent în mijlocul lor și le-a arătat ce înseamnă, cum se zice, adevărata viață. Și chiar pentru că trăind, au fost născuți aici în Grecia, așa când am ajuns pe la ei, am stat câte o jumătate de noapte vorbindu-le de istoria României. Stăteau toți în jurul meu. Că, na, trăind aici, știau mai puțin de ce se întâmplă în țară. Și am început să iau din imagine istoria României și să le explic. Stăteau cu gurile căscate și ascultau.
ca să înțeleagă și lucrul ăsta, de unde se trag, ce se întâmplă, ce țară avem frumoasă, ce oameni am avut în țara aceea, cine a murit pentru țara aia să o apere și am rămas, am fost un centru Europei întotdeauna acolo. Cu alte cuvinte, copiii nu funcționează cu fise și ar trebui să țină minte, să rețină toată lumea. Clar, deci totul depinde de părinți la copii. Pe ce cale îi canalizează părință, pe aceea o să meargă toată viața. Dacă părinții n-au timp, o să-i preia, cum am spus, anturajele, televizorul, internetul și îi duci în direcția care vor. Da. Rămânem tot în spațiul familiei și vă supun atenției iarăși un aspect foarte des întâlnit în lumea noastră. Cupluri tinere, cupluri care poate au 2, 3 ani, 4 ani de căsnicie, reușesc, în ghilimele, evident, să ajungă într-o fundătură. Nu se mai recunosc, devin străini. De ce? Pentru că, în general, încep să aibă preocupări separate și nu mai caută să urmeze fix același drum pe care la început, în urmă cu 2, 3, 4 sau mai mulți ani, l-au gândit și l-au exprimat prin aceste frumoase sentimente de iubire. Din ce în ce mai mulți oameni sunt înstrăinați, locuiesc împreună, dar separat, uneori chiar și la propriu. Unii intervine. Vedem că doar sunt drăgostesc, dragoste, frumos, pornesc împreună. Dar de la un timp începi să răcească lucrul ăsta. Intervine egoismul. Deci omul nu renunță la el însuși pentru dragostea din fața lui. Și atunci încep anumite certuri, anumite cutare și atunci încep să izoleze fiecare. Și începi și fuga de responsabilitate, adică să-ți asumi, măi, stai un pic, am greșit, îmi cer iertare și încerc să repar lucrul ăsta. Deci nu mai este lucrul ăsta. Acum s-a ajuns într-un fel, eu așa spun, de unică folosință. Înainte papucă se rupea, îl duceai la cizmare, exista cizmarul, ți-l cărpia până nu se mai putea, pantalonul la fel, haina, tot ce era. Exista o ceartă în familie, repede, căutau împăcare, nu mergea, se duceau la duhovnic. Deci nu existau divorțuri. Deci totdeauna se căuta o rezolvare. Acum s-a rupt papucul, direct aruncat. Pantalonul la fel, certa cu soția, așteaptă 5 altele. Repede, ai scos afară. Sau invers, pe soțul. Deci s-a ajuns acum să nu se mai încerce, adică să păstreze cu adevărat ceea ce e principal. Familia. Ce însemna familia? Păi tot ce poți să spui mai frumos, mai bun, într-o țară. Familia. Că asta ține țara, cresc copiii cum trebuie, sunt oamenii uniți între ei, nu-s dezbinați, nu-s așa. Păi tocmai diavolul asta lucrează, dezbinarea în familie. Că fiecare familie e o mică cetate. Și dacă ai dezbinatul, se face haos. Păi și lucrul ăsta se întâmplă. Și greșesc amândoi. Nu renunță la egoismul lor. Adică să caute permanent, să vadă ce nu e în regulă, să li rezolve. E fuga de responsabilitate, să ceartă, până n-ar decât să vii să-și ceară iertare. Deci nu-și cere iertare, cealaltă, păi să vii să-și ceară iertare. Și de acolo începe răceala. Și permanent, adică după aceea încep, dacă vede că treaba nu mai merge, să-și caute mânghierea în altă parte. De unde? Tot prin internet. Acum au atâtea, există atâtea posibilități repede să plânge la o prieten. Păi ce mai stai cu prostul ăla, cu uite, este altul mai deștept din col sau ăla are bani. Și imediat îi deviază în altă direcție și ușor începe răceala acasă. Și atunci o ia și el într-o direcție și duce la haos. Deci nu se mai luptă oamenii pentru așa ceva. Pentru dragostea aia care a început ca să ții de ea, să facă copii că-ți le dea Dumnezeu, cât și de aici mulți zice, a, păi până la 40 de ani nu-mi fac că trebuie să-mi trăiesc viața. Și după aia stau și fug la toți doctorii că nu știu ce în vitro sau nu știu că nu mai pot să facă copii. Deci ajungem și dăm tot normalul peste cap, că vedem că normalul ăsta a intrat în lume la toate nivelurile, îl dăm peste cap și aici. Femeia, așa o rânduită Dumnezeu, asta e vârsta ei, atunci, de la 20 de ani încolo, să facă copii. Și asta e vârsta cea mai bună pentru ea, când are și răbdare, când are, cum să zice, putere. Adică tot ce trebuie, nu după ce ești sătulă de viață, obosită, îți mai vine un copil și stai și te uiți în sus cât ți-e greu, nu mai ai răbdare să-l crești la 40 de ani. Nu, trebuie toate la timpul lor. Ei, și din cauza că nu se fac lucrurile astea, se ajunge la ce se ajunge. Vedeți, mulți se căsătoresc și din start când se căsătoresc, deja caută să vadă ce căi sunt. În caz de mă dispart,
nu cumva să-mi pierd casa, să-mi pierd cu tare. Deja pun problema asta la căsătorii, gândiți-vă. Deja aceea pornesc cu nici măcar 50%, cum să zici, în viață, deja cu gândul de la început. Stai să vedem cum e problema în caz de ne despărțim. Deci nu mai este asumarea responsabilității până la capăt. Există o justificare sau noi, cei prezenți în viața de cuplu, putem avea o justificare pentru faptul că lucrurile nu mai merg și mă refer aici la a da vina pe celălalt. Din cauza lui, reproșul. Nu există justificare. Justificarea, adică problema, nu justificarea, știți care? E depărtarea de Dumnezeu. Cu omul care stea aproape de Dumnezeu, vede că nu-i bine. Imediat se duce, se roagă, se duce la biserică, se spovedește, caută căi de rezolvare prin lucrurile astea bune, prin lucruri duhovnicești. Întreabă, se sfătuiește, măi, ce să fac? Ia și nevasta, bun, nu ne mai înțelegem, hai la duhovnic să vedem, să găsim o cale. Deci caută căi de rezolvare prin prisma problemelor astea, nu cele materiale. Sau rezolvarea pe la vrăjitori, pe la nu știu ce, unde se duc acum și cheltuiesc toți banii. Nu. Deci caută căile, adică prin care știi că Dumnezeu poate să-i împace. Dumnezeu poate să rezolve problemele astea și le caută la Dumnezeu. Omul care se depărtează de Dumnezeu, deci aceala nu are cum să meargă până la capăt. Cum ziceți, cazuri rare care e aia total fără Dumnezeu și o duc cu bine până la capăt. Pentru că nu-i Dumnezeu în viața lor, nu-i Dumnezeu care să-i ajute, să-i binecuvinteze, să crească copiii cum trebuie, să duci copiii la biserică din mici, nu când îl duci mare, deja să-i sperie ce vede în biserică și fuge. Adică să fie obișnuit cu asta, cu împărtășania, mai târziu cu spovedania, adică să vadă că atunci când e greu are unde să duci, găsești un sprijin, o mângâiere. Și la un moment dat începem să observăm în jurul nostru o mulțime de oameni care spun se țin necazurile după noi. Parcă toate necazurile s-au revărsat peste mine. Și evident că vin cu o listă foarte lungă de justificări. Pentru că. Nu cumva uitându-se în oglindă s-ar putea să-l vadă tocmai pe cel responsabil de toate aceste necazuri? Dacă se uite cu adevărat în oglindă, se sperie. Dacă începe să cerceteze, ce o să vadă? Uite, chiar nu, ieri, alaltă ieri, venise un băiat aici cu tot, să-mi spui el problemele de acasă, că nu se înțelege cu soția, nu merg treburile bine, avea o grămadă. Și am zis, bun, oprește-te, să o luăm de la început. Când te-ai spovedit ultima oară? Păi, cred că este vreun an, nu știu când, și atunci din fugă, așa, soția, păi nu știu dacă s-o spovedi vreodată. Bun, deci la biserică, câteodată, așa, când ne mai amintim, mai mergem. Adică toate astea ce țineau de... Că și părinte, nu cumva ne-a făcut cineva vrăj sau ceva, el mergea imediat arunca să găsească un vinovat. Altcineva. Altcineva, da. Și am zis, băi, atâta timp cât voi nu vă spovediți, voi nu mergeți la biserică, voi nu vă rugați acasă, cum să fie pace în familia aceea? Normal că toată ziua vă certați, de la orice lucru se certau. Și era neînțelege în familie și sigur ne-a făcut cineva vrăj. Adică cât vezi că tu, adică ai în curte la tine șobolani, șoareci de toate, dar mizeria e așa până la genunchi. Spui, domnule, de unde șobolani și șoareci așa? Nu cumva mi-o adus cineva? Domnule, i-aș făs curățenii în curte și o să vezi că o să pleci de la sine. Nu, sigur mi-o adus cineva, dar eu nu-mi fac curățenii în curte. Ia rezolvă-ți tu problemele tale și să vedeți că toate se așează. Eu lucrul ăsta mi-am întins că a venit cineva la cuviosul Paisia Ghioritu și omul avea probleme, certuri acasă, neînțelegeri, copiii nu-l ascultau, datorii la bancă, la muncă, treburile nu mergeau. Și a venit la Părinte Paisie și Părinte Paisie s-a uitat așa și i-a spus, știi ce? Te duci acasă, ți-ai nevasta, vă duceți, vă spovediți amândoi, vă împărtășiți, țineți din scurt situația asta, vă puniți o rânduială acasă de rugăciune și în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Și faceți milostenie după putere. Lasă-mă, părinte, cu de asta. Eu spun probleme și mă tale îmi spui de asta. Ce treaba una cu alta? Părintele, nu mai zic nimic. O să fac ce ți-am spus. Și o pleca nervos, trântind omul că el i-a spus probleme și părintele îl trimite în alte direcții. Bun. Mergând el picărare spre Căreia, mai fusese un om acolo care auzise și el toate astea. Și o zic, omule, vreau să te întreb ceva. Că am văzut, cârteai, trânteai, că ce ți-a fost spus popa ăsta. Bun, ai altă variantă de rezolvare? Păi n-am. Și de ce nu încerci varianta care ți-a spus părintele? Păi ce treabă are una cu alta? Nu contează. Tu faci ce ți-a spus părintele. Bun. Ăsta s-a dus acasă, ăla era dintr-un sat vecin. După nu știu câte luni se întâlnesc chiar.
Ei, care-i treaba? Bă, să știi că au avut dreptate părintele, mi s-au rezolvat toate. Și m-am trezit cu o moștenire din nu știu pe la ce bunică și mi-am achitat la bancă. Zice, frumos, acasă o vine pacea, copiii-s liniștiți, nu mă mai cer cu nevasta. Deci toate se rezolvase în momentul în care el s-a împăcat cu Dumnezeu. Prin spovedanie, prin rugăciune, prin participarea la Sfinte Liturghii, prin milostenie, o reveni pacea acasă și s-a rezolvat toate. Deci noi nu căutăm unii trebuie rezolvarea și de aici au stat problemele. Dar avem justificări. Avem permanent. Știți ce se întâmplă? Stau toți la televizor, iarna, că acum a venit iarna, și înjură primăria când nu vine să-i facă curat în fața blocului, dacă-s la bloc sau așa. Dar nimeni nu pune mâna pe o lopată să-și ferească alea cu zăpada din fața blocului. Pe timpul lui Ceaușescu. Deci nu vreau să spun că atunci era bine, dar erau oameni mult mai uniți. Nu era om în casă la bloc unde era să n-aibă lopată. O da zăpada, toți ieșeau afară, toți vecinii, se cunoșteau între ei. Soțiile vineau cu ceai fierbinte, cu un vin fiert și îi dădeau la răpată și era curat în fața blocurilor. Și nu aștepta nimeni să vie primăria că nu vinea. Clar, acum omul așteaptă, trebuie să vie să-mi facă, îi devine ăla, îi devine ăla, de el nu mișcă un deget. Nu, eu am plătit asigurări, am plătit întreținere, am plătit, trebuie să-mi facă. Uite un lucru, ascultam acum ceva la un om fără mâini. Zice, vreau să vă rog un lucru, spunea el. Încercați doar 24 de ori lucrul ăsta. Să nu folosiți mâinile. Și pentru mai multă siguranță, legați-le. Să nu poți nici măcar să alungi o muscă, să ștergi transpirația legată de trup. 24 de ori. Să te pinzi total de altcineva. Dar zice, 24 de ori în momentul în care te-ai trezit, nu te ridici din pat, legat. Să te ajute cineva să te ridici din pat, să te duci la baie. Și pentru nevoile tale să te ajute cineva, să te spele pe față, să te spele pe dinți, să ieși de acolo, orice situație, să te ajute 24 de ori, doar 24 de ori. Deci faceți lucrul ăsta, să vedeți ce înseamnă să nu ai mâini. Adică noi având și nefolosindu-le sau făcând rău cu ele, să vedeți ce înseamnă. Zice, să n-ai mâini, doar 24 de ori, nu mai mult, să încerce fiecare lucru ăsta. Să vadă cât de mult apreciază lucrul ăsta și ce dar de la Dumnezeu să ai mâini. Adică ai ajutat pe toată lumea, n-ai mai spus la nimic, vai nu pot, vai mă doare. Nu, ai sări, ai folosi, ai îmbrățișa, ai ridica, ai munci, ai face, ai spăla și vasele acasă și tot. Ai face să le folosești, nu le-ai lăsa nefolosite cu ele în buzunar. Pentru că ți-ai dat seama ce dar îți mâinile. Încercați și voi, duceți-vă acasă, măi nevastă, uite, 24 de ori, leagă-mi cu scoci mâinile de trup, să vedem și eu ce înseamnă să fiu fără mâini, total, să nu te poți nici ridica, nici sprijini, să dai după o muscă nimic, să vezi ce înseamnă să n-ai mâini. Și noi avem mâini, avem picioare, avem ochi, ia să vezi, să fii iară legat la ochi, o zi fără, să vezi iară ce înseamnă. Noi nu apreciem toate lucrurile astea care le-a dat Dumnezeu și tot cârtim împotriva lui Dumnezeu. Și nu apreciem ce avem. Și o altă justificare, dacă există, v-aș ruga să o comentați în contextul în care foarte mulți oameni se vaită că sunt săraci. Și nu mă refer la cei care chiar n-au nimic din punct de vedere material. Mă refer la foarte mulți oameni care se regăsesc în pătura de mijloc a societății, care se uită cu invidie, justificând inclusiv invidia, păi cum să nu fiu invidios pe ăla că ăla e un hoț, deși nu știe absolut nimic despre el, da, ăla are și eu n-am. Dacă are, înseamnă că e hoț, altceva nu vede. Și neînțelegând că bogăția poate să fie și de altfel, nu doar material. Da. Eu am o vorbă care mi-a rămas așa mie, mi-am întipărit eu. Cine fuge după bani, ăla niciodată n-o să aibă bani. O să fugă banii toată viața de el. Dacă el își face ca un Dumnezeu din bani, scopul lui în viață sunt bani, ăla niciodată nu o să aibă bani. Și chiar de adun la un moment dat, la un moment dat o să piardă totul. Deci scopul nostru nu trebuie să fie banul. Care-i scopul nostru aici pe pământ? Să ne pregătim pentru viața veșnică. Prin ceea ce ne-a spus Dumnezeu, care sunt familii, prin naștere din copii, prin creșterea lor, printr-o viață frumoasă, legătura cu Dumnezeu, spovedanie, împărtășanie, fapte bune, mersul la biserică, adică toată viața noastră să o facem frumoasă, să ne pregătim pentru dincolo. Când asta am dat-o deoparte și putem facem din bani Dumnezeu, atunci tot o să fie un haos în viața noastră. Și noi asta uităm. Deci noi transformăm totul, punem doar banii, averea, nu știu ce. Și vezi că ajungi la bătrânețe, te uiți în urmă, doar doi ai adunat, ai luptat, poate te-ai îmbolnăvit și ai ajuns la bătrânețe, știi, copiii și te duc la un azil,
ca să-și facă liniștiți treaba în continuare cu ce ai adunat tu. Și vezi atunci câți bătrâni sunt la azile, duceți să discutați cu ei și o să vedeți cât o muncit în viață, cât o adunat pentru copii și acum au ajuns acolo și nimeni nu vine măcar să-i mai vadă. Da? Pentru că l-a uitat pe Dumnezeu. A făcut ori din copii Dumnezeu, ori din avere Dumnezeu. Și pe Dumnezeu l-a dat deoparte. Și atunci Dumnezeu zice, ia să vedem, ți-ai pus nădejdea în copiii tăi, ai muncit, ai adunat pentru ei, dar nu ai crescut cum trebuie. Doar ai muncit, ai făcut bani. Poftim, cum are copilul tău grijă de tine? Pentru că tu de Dumnezeu n-ai avut nevoie. Și atunci vezi copilul tău te ia de menuță, taci din gură și te duce la azil. Cine este cu adevărat sărac și cine este cu adevărat bogat? Deci sărac e omul care nu-l are pe Dumnezeu. Deci ăla cel mai sărac om de pe pământ. Și mi-amintesc univa citisem că era un om cu posibilități, afaceri, cu Mercedes, cu nu știu ce, un an vechi, când Mercedesul însemna cel mai de lux mașină și așa mai departe. Și totdeauna când trece el de la afaceri lui, avea într-un loc, la intrarea în sat, era o casă de aia micuță, așa, 4 pe 4 metri, în care era și casă și bucătărie și tot. Și era geamul deschis seara când vine el. Și o veselie, și râsete acolo, și bucurie. Păi și ăștia n-au nimic, se uitau omul și bă, la mine acasă niciodată nu așa ceva. Am și eu doi copii, da? Eu nu iau niciodată râzând așa sau bucurându-se sau așa. Măi, ce se întâmplă acolo? Și oprește odată să vadă și el. O veselie, pâine, o ciorbă de cartofi, pe masă, o led de sare și cam asta era totul. Și veselie în casă. Bă, da, cum vă bucurați voi așa, da, așa? Slavă lui Dumnezeu, zice tata familiei. Are grijă Dumnezeu, avem pâinea pe masă, suntem mulțumiți. Era într-o veselie. Omul când a văzut, a doua zi a venit cu o traiste de bani, cum se zice. Măi, luați de aici și vă bucurați din plin. Adică întotdeauna îmi umple sufletul când trec prin casa voastră, lăs geamurile deschise să mă bucur și eu de asta. Normal. A doua seară când trece, tăcere, nu-i mera veselie, ba cât e un țâplit ceva, măi, ce se întâmplă? Următoarea seară când trece, certuri, scandal, geamuri sparte. Măi, ce se întâmplă acolo? A treia zi când trece, vede pe om că l-aștepta la poartă, cu traista de bani, o aruncă în mașină, ia și pleacă de aici că mi-ai distrus fericirea din familie. Au început problemele, ce facem cu banii? Păi, omul avea 10 copii, și mai mari, și mai miștesc, păi vrem cu tare, dar vrem și noi o mașină, dar vrem cu tare. Și au început înțelegerile și certurile în familie. Și când s-a dat omul ce bucurie avea el și ce le-a adus banii, i-a aruncat toți iații înapoi și lasă-ne în sărăcia noastră, dar avem bucurie, suntem fericiți, suntem, ne bucurăm unul de altul. Și l-aveau frumos, aveau o candeluță și o candelă cu Maica Domnului și cu Mântuitorul perete și se rugau în fiecare seară împreună, cântau împreună, se bucurau, slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce aveau. Vedeți că de multe ori banul distruge toate astea? Și omul și-l spune ca scop în viață banul. Nu zice nimic că banul e rău, dar folosit cum trebuie. Întotdeauna din bucățica ta să dai și la celălalt să ajuți, să nu ți-l faci Dumnezeu. Și atunci, de asta spun, omul cu adevărat bogat e cel care îl are pe Dumnezeu și cel care se bucură de ceea ce are. Că-i puțin, că-i mult, el se bucură de ceea și mulțumește lui Dumnezeu. Cel mai sărac om e cel care nu se bucură de nimic. Permanent aleargă după altceva. Oricât ar avea, vrea altceva. Pentru că nu îl împlinește. Bogății, aur, seifuri, bodyguard și nu știu ce, omul permanent o stare de stres. Păi el când se mai bucur? Când trăiește? Când aleargă disculță prin iarbă, joacă în fotbal cu copiii sau cu tanuc, el trebuie să aibă trei care să-l păzească, să nu-i dea cineva în cap. Pentru ce lucrurile astea? Și atunci trăim nefericiți, având de toate. Și până la urmă mori într-o zi și te duci dincolo la ce? Cum ai lucrat în viață. Omul momentului este, din păcate, un om împătimit, cum n-a mai fost niciodată, pentru că oferta este diversificată, cum nici nu am gândit să fie. Și desigur că cu toții găsim o sumedenie de justificări, pentru că ce justificări putem avea, pentru că nu lăsăm, pur și simplu creăm o tovărășie extrem de apropiată cu viciul, cu patima, cu viciile. Ce ne scuză? Ce se întâmplă? Deci omul, întrebați pe oriși cine care fumează.
cum a început el să fumeze? Ei, am luat-o și eu în glumă. Cu copiii ceilalți în joacă sau cu prieteni la un pahar, hai să iau și eu o țigară. Adică un lucru neînsemnat, cum se zice. Da? După aia a doua oară, hai mă, ia și tu una, a treia oară, a cincea oară și după aia ajungi la dependență. Și când ai ajuns la dependență, mai scapă dacă poți. Ajungi și tremuri după aceea. Noi luăm în joacă toate patimile astea. Care, de fapt, zice, după fiecare patimă e un diavol ascuns. Și noi începem să ne jucăm și noi cu diavolul, că ca și un copil de la mic, vine unul străin și dacă vrea să-l răpească, începe să-i arunce bomboane, să-l ia, să-l amețească, nu știu ce, până l-a atras și l-a prins. Cam așa face diavolul cu noi. La început în joacă, să nu superi pe altul, să vezi că e bine, să vezi că e așa, la fumat, la băut, la droguri, la toate astea. Și le ia. Și după ce ajunge și te stăpânești patima, mai scapă dacă poți, că atunci începe adevărata luptă. Vrei și vezi că n-ai putere să depășești. Deci noi luăm în joacă toate lucrurile astea rele, cum se zice, până ajung și ne stăpânesc. Deci nu-i de jucat cu astea, pentru că trebuie multă luptă după aceea. Exact zice ca la un copăcel. L-ai plantat, după o săptămână, două, îl scoți ușor din pământ. După o lună îl scoți mai greu, că își începe și întinde rădăcinile. După un an și mai greu, mai târziu nu mai poți să-l scoți deloc. Decât dacă îl tai cu totul, așa. Păi asta se întâmplă cu patimile la noi. Intră și devine a doua fire în noi. Vezi ca cel care bea, păi ajunge și tremură dacă n-are băutura. Cel care fumează, la fel. Vezi la droguri, cum spuneau în multe locuri, zice, drum cu sens unic, adică ajungi la un moment dat că nu mai trebuie să te legi forțat să te ajute. Deci nu mai poți să dai înapoi. Ei, noi intrăm în toate lucrurile astea, nici după ce te-o prins, nici nu mai vrei să scapi de ele, că nu mai ai puterea să zici să alergi, să fii ajutat, să încerci și pe căi duhovnicești și prin medici, prin astea. Și astea toate se întâmplă că le luăm toate în joacă. Și vrem să le gustăm și noi. De aici vine, ca orice lucru, că asta face diavolul. Da gust un pic. Căderea din când au fost din rai Adam și Eva, nu-i nimic, gustați și voi un pic. De aici tot începe la om, să guste și el un pic din păcat, din rău, din ceva. Nu vezi hoțul, dar nu se naște hoț. Hai mă, ia și tu o leacă, păi dai de furat, las că n-are nimic, că l-avea de ajuns. După aia te iași pe tine din la furat, hai mă și tu. Și așa mai departe, și ajungi până la urmă să devii hoț. Deci lucrurile astea care ne jucăm cu ele și ajungem după aceea să nu putem scăpa de ele. Contextul nostru este și mai complicat pentru că noi știm că toate aceste vicii, aceste patimi ne fac rău și absolut toate ne duc către anihilare. Dar nu vedem în jurul nostru, ci odată vezi că nu știu cât la sută fumează și nu poți scăpa, tremură fără ele. Și oameni mor. Adică da, oameni de toate categoriile, da. Adică de ce mai încerci și tu? Și odată vezi în jurul tău, sau vezi aia care beau și dor prin șanțuri și scandaluri acasă și probleme și atâtea, deci însuși la știri toate ziua de cu unul beat a făcut așa, unul așa, unul așa, adică vezi lucrurile astea, de ce mai încerci? Și odată tu vezi că lucrurile astea toate nu fac decât rău. Deci distrug tot în jurul lor. De ce trebuie să mai încerci? Probabil și din acest motiv noi nu mergem la biserică pentru că, și iarăși apare o foarte lungă, da, pentru că o foarte lungă listă de justificări. Pentru că preotul e nu știu cum, pentru că eu l-am pe Dumnezeu un suflet evident și am rezolvat sigur problema că, da. Și așa mai departe. Ce justificare avem de fapt? Avem vreo justificare? Nu avem niciuna. Pentru că noi am venit de la Dumnezeu și la Dumnezeu ne ducem. Și trebuie să menținem legătura cu Dumnezeu ca să trăim cum trebuie aici pe pământ. Să fim sănătoși și trupești și sufletești, deci nu putem fără Dumnezeu. Și Dumnezeu ce-a făcut? Ca să menținem legătura cu El și să ajungem la El, mi-a spus, uite, asta e calea. Și ce cale ne-a dat Mântuitorul? Că El a venit cu cele mai, așa pentru noi, drumul cruce, da? El ce-a făcut? Aici, din mic, prigonit, cum zice, pentru orice a trecut el, adică trebuie să ne așteptăm și noi. Însuși copil, căuta să fie ucis, mai departe, fuga în Egipt, toate astea, în timpul vieții, făcea numai bine, da? Vindeca, ajuta. Și era acuzat de diferite lucruri. A, că te-ai găsit sâmbăta să vindici. Adică pe un om care de 15 ani, poate săracul sătăria, nu vedea, era cu el și vinea și îl vindeca, deci nu vedea
valoarea aia minunii, suferința omului acela, a, nu că l-ai vindecat sâmbăta. Deci ca să ne uităm lumea în general, așa, oamenii, cât e de mare decăderea asta, dacă faci unul bine, începe invidia. Că de unde încep toate astea? Pentru că tu nu poți face lucrul ăla și începe invidia. Și atunci invidia te roade și atunci trebuie să arunci cu noroi. Pentru că tu nu te poți niciodată ridica la nivelul celuilalt. Pe ăla care arunci tu cu noroi. Și atunci începi să-l denegrezi. Asta e lucrarea diavolului. Pentru că exact ca și cum vrei să te duci să cucerești o cetate la un împărat care știi că e super pregătit, armată super, și tu ai câțiva bețivani în armata ta, cum să zici, și vrei să cucerești. Încerci toate căile de denegrare și după aia încerci să folosești toate lucrurile rele ca să poți, pentru că ești conștient că nu te poți ridica la nivelul lui. Asta se întâmplă acum. Dacă unul face bine, se ridică, vezi, la un nivel sau cea, toată lumea începe să arunce cu noroi. De ce? Pentru că conștiința pe ei mustră că ei niciodată nu pot să facă lucrurile alea. Vezi pe ăla că se roagă, vezi pe ăla că postește, vezi pe ăla că face anumite lucruri bune și tu nu poți face lucrurile alea pentru că nu te lasă patimile, nu că nu poți. Și atunci începi să arunci cu noroi în cealaltă. Și de asta. Și atunci, a, ce să mă duc eu la biserică că popii fură, că aceia au Mercedes-uri, că au cutare. Dar el poate nu o calca niciodată în viața lui la biserică. Poate el n-a trecut nici pe același trotuar, da, cu biserica. Da, el nici nu știe ce aia biserică. Doar au pus o emblemă și a scăpat. Cum se zice, așa îi se pare lui. Că domnule, lasă-mă cu aceea că știu eu. A, serios, ce știi? Eu le-am spus mulți judecau că lasă-mă că în mănăstirea aia stau niște trândavi a societății, că nu fac tare. Foarte bine, du-te 3 luni de zile, ia-ți un concediu de la mai lung și du-te 3 luni de zile la un stareț într-o mănăstire de asta mare și spune, părinte, bagă-mă și pe mine în rânduială, nu mai mult, exact ce face un călugăr în mănăstire, pune-mă și pe mine să fac. Să te văd eu dacă reziști 3 luni de zile. Eu văd aici la noi, da? Vine câte cineva și zice, părinte, vreau să stau și eu o săptămână pe aici, ajut pe la treabă, stau și eu. Bun. Mi-a venit o dată 3. Unul era mai vechi, care mai vinea așa. Prima zi a fost bine. Liniștit la biserică, ziua făcea un pic de treabă, așa, ce se putea pe aici. A doua zi, bine, la vecenii după amiază a doua zi, îl văd că începe să stea sperdut pe fereastră, zic, gata, l-o găsesc, zic. Sta sperdut și la un moment dat, ponserdior ies afară. Și ies și mă uit, îl găsesc de deaturii pe în jurul casei și a bisericii, așa alerga roată. Zic, ce? Părinte, am probleme de sănătate, n-am dormit azi noapte, zic, și trebuie să plec. Serios? Zic, că spun eu care-i problema, care? Zic, te-o găsit ăla. Zic, te-o luat în primire acum. Cum așa? Zic, ce crezi că ești primul? Hai, o zi, două, oricare vine, în trecere, doarme aici, doarme acolo, mai vede ceva, vă las în pace. Dar în momentul când vede că vrei să te folosești ceva, stai într-un loc, vrei o săptămână și bă, ăsta se folosește cu ceva, stă la o slujbă, stă să roagă, să ostenește o leacă, ceva nu-i în regulă. 2 zile l-o ținut, era nebunit, nu știa ce să facă. Zic, trește, spovedește și te liniștește. Ei, 2 zile, nu putea dormi noaptea, după aia și-a revenit omul. S-a liniștit, zice, a, n-aș mai pleca acum, depășise faza aia în care îl luase la scuturat. Pentru că s-a așezat să se spovedise, după aia s-a împărtășit omul, ușor, ușor, adică s-a liniștit. E lupta asta, deci nouă ni se pare. Vai, părinte, vin mulți, ce frumos e aici, ce-aș sta și eu? Zic, ia să te văd. Ia stai câteva zile, de una, a doua zi, părinte, la ce ori e corabia? Deci deja, adică e frumos cu tare, bun, e frumos, dar ea trăiește. Adică e ușor să te duci, să vii doar o zi și să vezi aici la biserică masa pregătită, frumos, curată acolo la Arhondaric. Bă, ce bine trăiesc ăștia! Dar ea intră și trăiește tu viața aia în fiecare noapte la slujbă. Ostenești bucătarul pentru mâncarea aceea, toate cealante în jurul casei, Arhondaricul să fie curat, cerșafuri care trebuie spălate, băile curate, toate astea cineva trebuie să le facă, da? Tu vii și stai o zi, două și te bucuri de ele și spui, bă, ce bine trăiesc ăștia. Dar toate cealante nu le vezi în fiecare zi, cel puțin 4-5 ore de slujbă. Toate cealante, ia într-o leacă în lucrurile astea, pus treburi, sunt mănăstiri în țară care au câte 200-300 de oi, au vași, ceea care muncesc călugării, maicile, să vezi maici de alea tineri, la 30 de ani, cu cizme de gumă până aici, cu vacile, ducându-se, lucrând, care altele sunt discoteci, cu tocurile de 2 palme. Deci ca să vezi renunțarea asta la toate astea lante, ia du-te-le încearcă. Că eu am citit o carte odată la
nu știu din ce țară era o femeie, dar ortodoxă. Și venise la o mănăstire în Grecia, tot așa, cunoștea o maică, bă, vrea să văd și eu ce faceți voi acolo, că doar de la țară, am avut animale, sunt muncită, că maică, bă, nu știu dacă rezist, ce, bă, ce maică, cum să nu rezist? Păi sunt muncită de la țară, eu mă joc cu ce faceți voi în mănăstire. Și-o venit în mănăstire, da? Deci era slujba de noapte, se încheia dimineața cu liturghie și maicile ieșeau direct la treabă. Ea zicea, băi, tu du-te și te odihnești o oră și vii după aceea. Deci ea era favorita care se odihnea o oră. Și după aia ieșea și ea și făcea ce făcea maicile. Zice, după vreo două săptămâni simțeam că nu mai pot. Eram terminată, nu-i meram. Zice, ce? Mai ales când dădeau și mâncare slabă și fără carne și mai nu știu cum și era și puțină și așa mai departe. Și nu mai puteam, zice, am rezistat două luni, după două luni am plecat aproape în patru, zice, eram terminată și din somn și slăbită și tot, și maicile erau vesele toată ziua. Zice, nu știu cine îl întărea, cum rezistau alea. Deci ea care o venim muncită, nu a rezistat mai mult de două luni într-o mănăstire. Deci e ușor să judici din exterior, du-te și trăiește. Și atunci ai să vezi cu adevărat, nu mai ajungi cu noroi. Sau aruncă mulți că preoți cu tare. Du-te și vezi un preot care spovedește zi de zi, ce înseamnă să spovedești. Să stai să-ți vii 100 ce-o făcut el în lumea asta, toate urgiile, să-ți umpli capul, să-l dizlegi și să pleci. Da, și să-ți vii altul următorul. Și du-te tu seara acasă liniștit la chilie și deodată să-ți dispară toate astea, să-ți poți continua rugăciunea. Să te rogi la Dumnezeu să-ți limpezească mintea, să-l uiți toate, ca să poți să-ți continui viața ta în biserică, la slujbă cu tare. Nu, cel din exterior, lasă, uite ce-a făcut popa, mă uitam acum în legătura asta cu Părintele Calistrat. Că uite, că cu tare, că nu știu ce. Dar omul ăla spovedește zilnic. Oameni la rând continuu care vine fiecare cu istoria lui, cu nebunia lui. Adică îți dai seama, oricât de tare ai fi, ai momente în care simți că obosești, nu mai poți. Noi suntem aici mult mai retrași. Și în fiecare zi fug anumite ori și stau liniștit pentru că simți să ajungi la oboseală, nu mai poți. De aia să stai și să spovedești, de aia să ai contact, unul vrea una, unul vrea alta și toate astea. Și când ești în lume, ai și femei și cu probleme și în toate direcțiile. Adică toate astea, e ușor, repede, cum a călcat o leacă strâm, ați văzut, toate știrile numai asta fac. Deci în loc creștinii să-și apere păstorii, deci omul ăla poate te-a ajutat 10 ani de zile, și tu cum au apărut o știre despre el și tu contribui și arunci cu noroi. Că m-am lămurit eu cu popii. Adică cât de slabi suntem noi ca oameni. Aici poate că ar trebui să faceți o paranteză și să spuneți că, sau să invitați pe unii dintre creștinii care spun că îl poartă pe Dumnezeu în suflet să se boteze singuri, să se căsătorească singuri și mai ales să se îngroape singuri și să se spovedească între ei. Dar nu vezi că viața noastră e moarte fără biserică? Botezul, da? Deci botezul, ce se întâmplă la botez? Noi nu-i dăm seama, intrarea în creștinism, cum zice, ni se deschid porțile raiului și primim un înger păzitor. Gândiți-vă, cei botezați toți au un înger păzitor, ceilalți nu au. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul ăsta, ce dar primim noi de la Dumnezeu. Și în momentul botezului copilul primește de asta, adică era recomandat copilul cât de repede botezat să-l poți împărtăși, să aibă înger păzitor, să fie ajutat tot timpul, protejat. Sunt anumite lucruri de la Dumnezeu care le primim. După aceea copilul, că să-l duci să împărtășești cât de des, crește frumos și trupește și sănătos sufletește. După aceea tot timpul, la biserică, la liturghie, mai târziu se spovedește, începi viața, aduni greutate pe tine, cu toate astea ale vieții, te duci și ce ai făcut? Nu te costă nimic, doar le-ai spovedit și s-o iertat. Nu vezi că n-ai o boală, alegi în toată lumea, îți vinzi casă tot ca să te vindici, dai tot. Și aici îi trebuie pe mulți, băi, de când te-ai spovedit? Ani de zile. Dar ce să-i spun eu la popă? Băi, gândește că viața și moartea sunt mâinile tale. Ai preotul la 100 de metri distanță, te-ai dus, te-ai spovedit fără să te coste nimic. De ce când te doare ceva, fugi în toată lumea asta și cheltuiești totul? Și poate așa foarte simplist spus, prin intermediul preotului, Dumnezeu îți șterge cazierul, ți-l face lună. Păi, ești nou născut. Eu ce spun acum, toate darurile astea care le-a dat Dumnezeu, Mântuitorul de Pământ, prin Sfinții Apostoli, prin Episcop și prin preoți, au dat toate darurile astea, în afară nu sunt.
Deci toate darurile astea, până ajungi, vezi, și cununie, și până ajungi la mormânt să fii îngropat cu preot. După aceea, nu-ți termină acolo. Toate pomenirile care se fac pentru cei adormiți. Unde se fac alea? Te duci tu la colțul casei și faci? Nu. Se fac toate astea iară prin preoți. Toate pomenirile, toate astea. Deci vedem cum adică o rânduit Dumnezeu ca toate darurile astea să le primim prin biserică, prin preoții biserici. Vrem, nu vrem, deci nu e altă cale. Ce scuze, ce justificări avem că lucrurile merg prost în viața noastră? Păi nu avem. Am spus, e noapte, da? Și ai un bec aici. E bine, frumos, vezi până și se bage în ac, cum se spune, nu te împiedici, discuți cu ceilalți. E lumină, da? Becul rămâne acolo, frumos, lumină. Tu pleci de lângă bec și te depărtezi. Vedeți, acolo-i prăpaste, dincolo-i prăpaste, acolo copaci. Încep, ori cazi în prăpaste, ori te dai cu capul de un copac, ori te izbești de altul, te înjuri și te înjură și ăla, băi, nu vezi, nu știu ce. Toate astea se întâmplă în jurul tău și tu începi să dai vina pe toată lumea. De ce? Că tu te-ai dus și te-ai băgat în întuneric, având lumină. Ei, asta se întâmplă cu noi, depărtându-ne de Dumnezeu. Ajungem și ne certăm între noi, ne scoatem ochii, cădem în prăpăstii. Se întâmplă toate astea când ne depărtăm de Dumnezeu. Și după aia dăm vina pe toți și pe toate. Dar nu încercăm să ne apropiem iară de Dumnezeu. Să fim iară la lumină, să nu ne mai împiedicăm. Pentru că acolo avem tot ce trebuie. Lângă Dumnezeu, zice, ne-i bine. Nu ne-i frig, nu ne-i sete, nu ne-i foame, nu, cum zice, nu suferim. Lângă Dumnezeu e bine. Adică toate greutățile vieții devin ușoare. De ce? Pentru că la Dumnezeu nimic nu e imposibil. Noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Orice problemă, să zicem, mai un cancer, da? Vezi că toată lumea aleargă la toți doctorii. Și la urmă, când ți-i spune toți, du-te că mai ai o luni de zile, repede, la biserici, la preoți, părinte, este vreo salvare, este cea... N-aleargă întâi la biserică. Cei care sunt creștini buni, aleargă întâi la biserică. Dar ceilalți, toți roate. Pentru că își dau seama că oamenii nu mai pot să-i ajute. Și atunci încep să se trezească. Doamne, dacă ești cineva, știi că eu nu prea m-am amintit de tine, vezi, ajută-mă, ai grijă și de mine, vezi cu tare. Deci începe omul să-și dea seama că doar Dumnezeu poate să-l ajute. Deci lângă Dumnezeu ne este bine și la Dumnezeu totul e posibil. În orice situație, în orice problemă care pistitonii se spune că nu se mai poate, la Dumnezeu există rezolvare. Am ajuns la final. Probabil că, sigur, puteam să găsim și alte justificări pentru care nu am făcut sau am făcut greșit unele lucruri. Și la finalul vieții noastre, cu siguranță, cu toți, absolut toți, vom ajunge în fața lui Dumnezeu. Cei care l-au luat în serios, probabil că vor avea ce pune pe masă. Unii probabil că se vor trezi în următoarea situație. Doamne, dacă știam că existi, aș fi făcut. Și își dă seama că nu are absolut nicio scuză, nu are nicio justificare pentru care nu a făcut nimic din ce ar fi trebuit să facă pentru mântuirea lui, pentru viața lui. Ia să ne gândim. Ce justificare avem atunci? Uitați-vă la împărații păgâni, da? Împărați, voievos, în timpurile alea 300 de ani de creștinism de la început de prigoană, da? Uite, chiar ieri aici la noi, de fapt nu ieri, azi, că de fapt privegherea am avut o seară, Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Să ne gândim la o muceniță care s-o boteza la 18 ani, că atunci o dus-o mama ei, că o lăsat-o să ajungă să înțeleagă ea de bună voie lucrul ăsta. Era foarte înțeleaptă și cea mai frumoasă din toată împărăția. Și la 20 de ani o primi cununa muceniciei. O tânără, să vedeți acum, la 20 de ani, care iese singură. Deci ea de la 18 ani la 20 o trăită în rugăciune. Că a fost singura muceniță la care Mântuitorul i-a dat inelul de logodnă. Și chiar l-avea pe deget inelul dăruit din cer, de Mântuitorul. Și a ieșit singur în fața împăratului și l-a mustrat. La 20 de ani, o fată, deci la un împărat care era în timpul ăla, care era imperiul ăla roman, care cucerise jumătate de lume.
și a ieșit în fața lui și l-a mustrat pentru păgânătatea lui, curajul ei. Și nu era oricine. Fiică de împărat, care taică s-a fost consta împărat, murise și maică s-au crescut cu el ea singură acolo, cum trebuie, așa era crescută. Și l-a mustrat fără frică în față. Nu se uita că pierde, că doar aveau și ei, dacă a fost fiică de împărat, bogății și tot ce vroia. Foarte înțeleaptă și l-a mustrat. Și bineînțeles, împăratul, bineînțeles, s-a enervat, s-a așa cum îndrăznește. Dar în același timp, când a văzut cât înțelepciune are, o aduna cei mai înțelepți, 150 de înțelepți din toată lumea. I-o birui pe toți. Avea harul lui Dumnezeu. Ca să vedem, filozofia erau păgâni toți, 150, aveau toată înțelepciunea asta lumească adunată la un loc și o tânără de 20 de ani, care și ea învățase multe, deci până la vârsta aceea, că era foarte înțeleaptă, știa vreo 7 limbi, era foarte... Dar gândiți-vă cât har i-a dat Dumnezeu să-i biruiască pe toți înțelepții lume. Și după aia împăratul, văzând că n-are alte căi, a început să o chinuia. O chinuia, tăia bucăți din ea, o băga la închisoare, vinea Hristos, o vindeca și a doua zi când o scătea împăratul, care știa că-i tăiată bucăți, era întreagă și luminoasă. Deci minuni văzute, care orice ar fi spus împăratul, nu existau doctori să facă lucrul ăsta, da? După aceea se vadă tot împăratul, s-o pui pe o roată de aia cu colț de aia, care între două roți când învârtea te tăia bucăți și în momentul când a început aia așa, să apară un înger, să rupă bucăți roata aia și pe ea să o vindece din nou, să o lase întreagă. Deci minuni văzute clar în față. Și împăratul turba, striga, nu, trebuie să o ucidim, trebuie cu tare. Deci, adică ce îi trebuia mai mult la împăratul ceala să vadă, ca să înțelepțească. Păi bă, stai că există un Dumnezeu care face niște lucruri care nici toți ei care via el, toți bolovanii, cia, toți vrăjitorii, nu pot să facă așa ceva. Deci dacă face atâtea lucruri minunate pe oamenii care cred în el, tăiați bucății, vindecă, orice l-aș face eu la un om, o leacă i-ai tăiat o venă și omul ăla moare, dacă nu așa, și tu-l tai bucăți pe ăsta și se vindecă. Adică se înseamnă că e un Dumnezeu atât de puternic care poate lucrurile astea. Și totuși împărații aceia nu, erau ca îndrăciți. Nu, trebuie, tăiați-i capul, tăiați-i... Deci mergeau până la extremă. Ce răspuns are un om de ceala în fața lui Dumnezeu? Când spune, când o să ducă la, Doamne, nu știam că există. Da? N-ai văzut? În fața ta ai chinuit-o pe Sfânta Mare Mucenție Ecaterina și s-o vindecat. I-ai tăiat capul, o curs lapte în loc de sânge și trupul ei a dispărut. L-a luat îngerii și l-a dus în Sinai. Adică minunile astea când le vezi în fața ta, ce vrei să mai vezi că există Dumnezeu? La fel se întâmplă și acum. În toată lumea asta vedem atâtea minuni. Noi vedem aici în Atos, vin oameni cu cancer, cu diferite situații, da? Pleacă și după aia vin după o bucată, părinte, fusese o dată un om care între timp a murit. Deci era la bătrânețe, de vreo 3 ori s-a vindecat în Atos, s-a avut și cancer, s-a avut toate. Vinea să ruga, pleca înapoi, când vinea părinte, știi că m-am dus la doctor și a spus că nu mai am nimic. Deci o grămadă de situații în jurul nostru. Vedem icoane care izvorăz mir. Uite aici undeva în Grecia, la Maica Domnului, la Malevi. În anii mai vechi, am fost de multe ori la icoana aceea și avea mir pe ea, așa, tot, de sus până jos. Dar au avut o perioadă cu ani în urmă când au izvorât din belșug. Aveau pus maicile jos ca o tavă cu vată și se umplea de mir acolo. Și când a apărut prima dată mir acolo, bineînțeles, s-a sesizat, a venit poliția, a venit tot, a închis mănăstirea, stai că vă găsim noi furtunurile alea care le-a spus voi, mirul ăsta, nu știu ce. Ca de obicei, necredința. Și-o venit frumos, o șters tot mirul, să asigure când mai este, o disfăcut prin spate, ia să vedem, noi făcea, era un polițai gras, unii mai iese mir acum. Și în momentul ăla, gândiți-vă, era icoana de lemn și sticlă în față, pe icoană. Și în momentul ăla deschide Maica Domnului gura, se jnește ca un izvor de mir drept pe fața lui, de sus până jos. Vă dați seama, și prin sticlă și tot. Cred, Maica Domnului, iartă-mă, străga polițaiul ăla care era necredincios, care râdea înainte, o căzut în genunchi, cred, iartă-mă, nu știu ce. Deci curgea mirul din icoană și eu înțelepții pe toți Maica Domnului și se făcea o grămadă de vindecări în mănăstire acolo. Deci vedem cine vrea într-adevăr să vadă lucrurile astea, le vede, se duce, cercetează, caută și vede că există lucrurile astea în jurul nostru, în fiecare zi, să fac vindecări, să fac minuni. Ce îndreptățiri vrei? A, că nu vrei tu, ca nu cumva să le vezi, să ai motive să spui că nu cred,
pentru că ți-i bine cum este, că poți să te distrezi, poți să ai două amante, poți să ai nu știu ce, poți să faci lucrurile astea și știi că biserica îți spune că nu-i bine? Asta nu-i îndreptățire. Asta însuși conștiința noastră ne spune că nu punem să ne justificăm în fața lui Dumnezeu. Pentru că ni s-a spus clar, nu face asta, nu face asta, nu face asta. Și vedem că în cadrul ăsta bisericesc se fac foarte multe minuni la ora actuală. Cine vrea să vadă, le vede. Cine nu, merge mai departe așa, se minte pe el singur, când nădejdea că nu mai este nimic dincolo și o trăi viața. Dar nu scăpăm nimeni. De la Dumnezeu am venit și la Dumnezeu ne ducem. Avem sufletul, scândeia dumnezeiască. Pământul ăsta care, cum zice că l-a plămădit Dumnezeu, rămâne aici. Dar suflarea aia dumnezeiască, scânteia aia, sufletul se întoarce la Dumnezeu și dă răspuns după cum a lucrat în viața asta. Cu siguranță. Așa că suntem liberi. Așa că, dragi prieteni, să ne hotărâm. Nu avem nicio scuză, nu vom avea nicio scuză să spunem că n-a știut. Părinte, vă mulțumim frumos. Să ne ajute Maica Domnului, să ne lumineze ca să schimbăm ceva în viața noastră și să nu pierdem scopul nostru care e mântuirea, sfințenia spre Dumnezeu. Și să nu fie zi în care să ne rugăm la Maica Domnului, că e legătura noastră cu cerul. Fără Maica Domnului nu suntem nimic. Și să nu mai căutăm justificări, ci să căutăm justificări soluțiile niciodată. De la Dumnezeu. Și să știți că fără spovedanie nu-i mântuire. Și cei care stau toată ziua și aruncă cu noroi în preoți, și în biserică, toate, și în biserică, bineînțeles că prin preoți în biserică, toate astea o să se întoarcă împotriva lor. Să gândească bine, că de asta s-a spus și porunca aceea. Nu judecați și nu veți fi judecați. Vine și cu răsplata. Dacă nu judici, nu te mai judecă nici Dumnezeu. Adică să te vezi toată ziua, cum mai zice, să te uiți în oglindă la tine. Murdăriile tale, problemele tale, ca ai să găsești murdării pe care le faci în fiecare zi, dacă nu cu faptele, cu mintea. Și o să ai de ajuns să te căiești în fața lui Dumnezeu sau în fața celorlalți că greșești, fără să mai arunci cu noroi în ceilalți. Să ne ajute, Maică. Doamne ajută! Doamne ajută!